Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Masina Potrivită. Numele meu este Dan, iar astăzi vom începe o serie pe care eu o consider destul de interesantă. O serie despre cum se repară de fapt o mașină lovită. Adesea în rapoartele noastre de verificare trebuie să explicăm clienților noștri în primul rând ce am testat, ce puteam să testez, ce am testat din ce puteam să testez, cum am testat și trebuie să-i ajutăm pe ei, care nu se pricep la mașini, să înțeleagă modul în care a fost reparată o mașină. Faptul că o mașină are kit pe o ușă, pe un panou lateral, pe o aripă spate, pe nu știu unde, asta nu înseamnă că a fost răsturnată sau daună totală, dar oamenii nu înțeleg chestia asta. Așa că, pentru a-mi scuti mie timp data viitoare când trebuie să dau explicație, vreau să fac această serie și atunci o să pun oamenilor linkurile în rapoartele noastre ca ei să vadă exact la ce mă refer. Bun, asta este primul episod. O să mai urmeze câteva episoade cu tot felul de reparații. Asta o să fie o reparație un pic mai ușor de explicat. Am în spate aici monitorul meu, așa, și o să dăm drumul imediat la clip. Canalul la care ne uităm este Artur Tussik. Așa. Sper că-l știți, eu sunt mare fan al acestui om. Ce reușește el să facă este efectiv extraordinar. Asta este Audi-ul Q5 pe care îl va repara și după cum ați putut observa, Audi-ul Q5 ăsta a avut o daună în față și cel mai probabil asta este o mașină luată de pe Copart, o mașină din Statele Unite. Ca elemente exterioare pe care le putem observa ar fi așa, bară față sau spoiler față, după aia grilă, lipsește farul, trebuie înlocuită capota, trebuie evident înlocuită aripa stângă față și cam astea sunt componentele exterioare. Cel mai probabil, uitându-ne la această mașină, ne gândim că și lonjeronul ar fi fost afectat și la fel și contraaripă, tragă radiator. Astea sunt damage-urile externe pe care le putem observa, dar mai avem de-a face și cu ceva interne. De exemplu, cel mai probabil toată partea de suspensie, pivoți, deci tot ce nu se vede pe dedesubt, planetare, probabil sunt afectate, poate și cutia de viteze, poate nu. Plus ar trebui dat jos motorul și verificat amănunțit să vedem, adică omul ăsta ar trebui să dea jos motorul să vadă dacă a pățit ceva sau nu. Dar acestea fiind spuse, noi ne concentrăm astăzi pe partea de caroserie. Aici vedem că motorul deja, că partea frontală a fost dată jos. Ăsta e lonjeronul și astea două de aici sunt lonjeroanele. Avem lonjeronul dreapta și lonjeronul stânga. Cel mai probabil lonjeroanele nu au fost afectate în sensul că nu s-au încrețit, nu au făcut cute în urma impactului, ci doar s-au deplasat așa sau așa sau ambele într-o parte. Trebuie să știți că Artur folosește un cal de tras, așa se numește ăsta. Este un device pe care pui o mașină, ai măsurători la milimetru din fabrică pentru diferite puncte ale caroseriei și acestea trebuie să se alinieze. Și dacă ele se aliniază, mașina poate să fie lovită oricât de tare mai poți să o repari. Artur folosește ceva de genul ăsta și o să vedem imediat cum folosește tool-urile. Primul lucru pe care îl face este să tragă elementele strâmbe ale caroseriei și să încerce să le îndrepte pe cât posibil, ca apoi să le taie și să folosească altele. De exemplu, ăsta este un mecanism din garajul lui, înainte să folosească calul acela de tras, prin care prinde bucata aia de metal, este contra aripă și o trage pentru ca ulterior să o repare, să o îndrepte sau să o taie. Bucata asta, de exemplu, contra aripa, asta nu se mai poate îndrepta. Da? Asta cel mai probabil ar trebui înlocuită pe puncte de sudură. Acum, ca să înțelegeți un pic mai mult ce face nenea ăsta aici, cam așa arată un Audi. Ăsta este un Audi Q5 și vedem aici că există niște elemente mov, astea sunt elemente dintr-un metal mai dur. Lonjeroanele sunt astea de aici, da? Astea sunt dintr-un metal mai moale, puțin, dar nu foarte moale, pentru ca să preia cât mai mult din energia impactului și să se deformeze longeroanele cât mai mult, astfel încât tu să scapi cu viață chiar dacă mașina se face praf. Într-un accident, se întâmplă de fapt 3 accidente. În primul rând, mașina ta se lovește de o altă mașină sau de un copac sau de un zid. După aia, tu te lovești fizic de mașina ta, adică dai cu pieptul de volan sau așa. Și în al treilea rând, organele tale interne se lovesc de cutia toracică. Accidentul cel mai grav e accidentul numărul 3, acolo unde, de exemplu, dacă în urma impactului cu volanul ai o coastă ruptă, coasta poate să perforeze un plămân, poate să perforeze organe interne și poți să mori de la hemoragie internă sau, nu știu, poți avea alte probleme de genul ăsta. Problema principală este să reduci cât mai mult energia care ajunge la tine și din cauza asta toate părțile astea din față sunt gândite să se deformeze. Deci astea trebuie să se deformeze. Dacă, de exemplu, tu tai longeronul ăsta și îl sudezi, sudura respectivă sau dacă îl îndrepti și folosești alte metale mai strong, atunci longeronul nu o să se mai deformeze și mașina o să rămână întreagă, dar tu mori. Scopul la un impact de ăsta este ca mașina să se deformeze și tu să trăiești. Aici este contra aripa și, de exemplu, elementul ăsta de aici și ăsta de aici. Astea sunt făcute din metale destul de soft și nu contează, nu știu dacă ați mai văzut prin clipurile mele, nu contează dacă, de exemplu, aici găsești o urmă de sudură, un ciocan, o urmă de îndreptare. Scopul pentru care eu mă uit după ăla este să văd dacă a avut sau nu un impact mașina, dar nu să determin dacă a fost grav sau nu, sau ceva sudură pe aici nu spune viața în siguranță. Totodată, tot ce este în partea asta, de exemplu, dacă aș avea un tragăr, păi tragărul susține radiatoarele, n-are nimic de a face cu structura mașinii. Adică tragărul ăla, dacă eu la mașina mea aș avea un tragăr strâmb, probabil aș înădi cu, nu știu, habar n-am, dacă sunt super zgârcit, aș pune un băț, o bârnă de lemn acolo, știi? Adică nu mi-ar păsa, că până la urmă trebuie să susține niște radiatoare, nu face parte din structura mașinii, nu-mi pune viața în pericol. Dacă fac lucrarea prost, poate o să-mi pice radiatoarele pe jos, dar în rest ce să se întâmple, știi? Deci cam așa ar trebui gândit din punctul meu de vedere. Ăsta de aici este longeronul și se pare că a fost un pic deformat, dar este la locul lui, o să măsoare mai târziu și acum trebuie capul de longeron, cel pe care vine armătura, adică asta, așa. Deci el practic acum reformează bucata asta de aici ca să pună din nou armătura. Nimic grav, adică e... Bun, acum taie componentele. Pentru a putea monta componente la fel ca în fabrică, trebuie date în primul rând găuri pe punctele de sudură, apoi separate bucățile de tablă. Exact așa. Apoi tăiate componentele vechi care au fost îndreptate ca să ajungă cât de cât într-o poziție normală și apoi trebuie sudate componentele noi. Din nou vă spun, acest element pe care îl sudează el nu este structural. El acum măsoară cu tool-ul ăsta, măsoară diagonalele. Asta este o reparație destul de simplă și destul de straightforward. O să vedem în episoadele următoare și reparații mult mai avansate. Chiar dacă reparația asta arată așa și un evaluator ca mine ar putea să-și dea ușor seama de această reparație, eu nu aș putea să-mi dau seama dacă longeronul a fost strâmb, adică așa, sau așa, sau în sus, sau în jos. N-aș putea să-mi dau seama pentru că el urmează să fie tras cu un cal de tras. Deci asta este ceva ce eu nu aș putea să văd, sau cineva ca mine. După cum ați văzut mai devreme puțin acolo, am dat și cu o soluție de etanșare ca să nu ruginească ceva elemente pe acolo și apoi a dat cu un spray pentru a vopsi zona respectivă. Deci până acum a făcut o reparație normală. Acum bagă clei pentru ca să nu existe rugină în viitor. Se pare că în urma accidentului a fost ușor strâmb și stâlpul A. El acum îndreaptă toate componentele. Aici vedem că are și aripa montată, o aripă de la altă mașină, evident. Asta este un device care ajută acolo unde trebuie trasă ușor tabla. și este fratele mai mic al lăbarului, așa se numește ăla, o să-l vedem și nu este vorba despre un om, este un alt device, un ciocan, tot așa, care îți permite să tragi tabla respectivă. Cam așa se măsoară, nu știu, zona asta de caroserie, să vezi dacă este o suprafață plană. Asta este deja ultima etapă, anume tragă radiator, asamblarea părții frontale a mașinii din nou. Evident, a pus altă bară, alt far, altă capotă. Și evident, astea sunt de la alte mașini. El zice, my work is complete. El se ocupă doar de partea de tinichigerie tablă. Deci, haideți să recapitulăm ce a făcut în episodul acesta. Și asta a fost o reparație destul de straightforward pentru el. A trebuit tras minimal acel longeronul stânga-față. A trebuit tăiat o parte din contraaripă și remontată. Și au trebuit înlocuite capotă motor, bară față, tragăr și toate componentele astea exterioare. Acum urmează o parte destul de interesantă și anume, aș putea eu să-mi dau seama cum a fost mașina asta înainte. La o astfel de reparație aș putea să-mi dau seama destul de ușor, aș putea să văd că toate componentele astea au un alt strat de vopsea, deci aș putea să văd că sunt revopsite, nu aș putea să determin dacă sunt noi sau second hand sau de la mașina asta sau de la mașina alta, de altă mașină, și cel mai probabil aș putea să văd urmele acelea unde a fost făcută reparație. Ce n-aș putea să văd, nu aș putea să văd dacă longeronul a fost tras sau nu. Mașina înainte și ați văzut mașina după. Acum, pentru un necunoscător, când vezi mașina în halul ăsta, unde e? Când vezi mașina în halul ăsta, adică gen lovită, pur și simplu începe să-ți fie frică și poate te gândești, băi, ce e asta, mamă, e daună totală, e rău de tot. Pentru cineva mai ales care lucrează în industria auto și în tinichigerie cel puțin, asta nu este un accident grav. Artur, cred că lui Artur i-a luat aproximativ vreo 30 de ore să facă toată reparația asta. 30 de ore, adică vreo săptămână, aproape o săptămână de muncă. Deci cam așa se fac aceste lucruri. Acum, mi-aș cumpăra eu această mașină? Pentru mine? Da, mi-aș cumpăra-o. Mașina nu cred că a fost afectată în vreun fel serios și pe mine nu m-ar deranja să aibă far schimbat, tragări, radiatoare, bară față și puțin o contraaripă acolo refăcută. Pentru mine nu ar fi asta o problemă. Dar am vrut să fac clipul ăsta ca să înțelegeți puțin cam cum se repară o mașină și faptul că are aceste daune, defecte, nu înseamnă că este ceva grav. Acum, trebuie să estimăm și costul, pentru că dacă vezi o daună de genul ăsta pe car vertical, o daună de genul ăsta ar putea să coste, păi hai să facem un calcul. Farul cu xenon Audi, cred că un far de la ar costa vreo 7-8.000 de lei, o capotă motor originală vreo 2500, nu, mai mult de vreo 3.000 de lei, bară față sigur vreo 2.500 de lei, o aripă față încă vreo 2.500 de lei și aia. Deci ajungi la sume foarte mari, plus tragă radiator, plus toată mățăraia care intră sub bară față, plus contraaripă. Adică dacă ar fi să faci reparația asta cu componente noi, asta este sigur 10.000 de euro doar piesele. Deci cred că ar intra 10.000 de euro doar în piese, poate mai mult. Plus mâna de lucruri, asta e o daună de minim 15.000 de euro aici. Da? Și cel mai probabil a fost reparată cu maxim 4.000 de euro. Datoria mea la Masina Potrivită este să descoper toate daunele astea și să explic dacă omului pun viața în pericol, nu, ce probleme ulterioare ar putea avea, ce nu. Deci cam cu asta trebuie să mă ocup eu, să spun omului cum a fost reparată mașina în opinia mea și să-l las pe el să ia o decizie. Eu pot doar să-l sfătuiesc și ar trebui chiar și când dau sfatul să nu mă gândesc, aș cumpăra eu mașina asta? Nu am voie să gândesc așa, pentru că poate eu aș cumpăra-o, dar pe el trebuie să-l sfătuiesc în funcție de ce știe el, ce este dispus să accepte și ce nu. Dacă mai vedeți postările noastre pe Facebook și pe Instagram, unde vă încurajez să vă abonați, o să observați că la o mică daună există în comentarii oameni care zic: eu nu accept ca mașina mea să fie chituită. Adică el acceptă doar o mașină nouă și impecabilă. Și chiar dacă mașina are 10 ani, 20 de ani, 50 de ani, el nu acceptă așa ceva. Asta nu din cauza că omul e prost, ci pur și simplu că el nu înțelege care este procesul prin care o mașină este reparată. Acum, sper că a fost interesant episodul ăsta pentru voi. Vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii să-mi ziceți: bă, e bine, nu-i bine, mai schimb asta, mai schimb asta, având în vedere că e o rubrică nouă, dar și necesară. Suntem la început cu chestia asta, poate ajută, poate nu, habar n-am. Eu sper că vă ajută. Bine! Și cu speranța asta în inimă o să vă las. Mulțumesc că v-ați uitat la episodul ăsta. Sper că ați înțeles ceva și ați învățat ceva din episodul ăsta. Sper că v-a ajutat. Până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!